În astea prin un cartonalitate, după părerea mea, cred că a fost un fault pentru echipa steală. Nu mai contează. Vom merge la Timișoara să câștigăm. Trebuie să ne menținem această distanță și pentru acest lucru va trebui să ne pregătim foarte bine. Dacă aveți întrebări, vă rog. Totuși, în afară de cartonașul care ne-a primit de tase, arbitrajul a părut ușor în dezavantaj tăriei, nu știu, și la pentru mă gândesc că a primit ușor al doilea galben și per total. Nu discut despre arbitraj. Am spus doar ce am văzut, acum am fost mai aproape de acea față. Consider că a fost un faul pentru jucătoarea noastră și se va acuza. Dar poate așa au văzut arbitrii, nu mai contează. A fost greu să îi motivați pe jucători după acel 5-2. A fost greu. Mă bucur că devin responsabil. Echipa noastră crește de la meci la meci. Cred eu că merită felicitații. E din ce în ce mai greu să alcătuiești prin 11, iată, schimbări în echipă, dar jocul merge la fel de bine. Sunt un antrenor fericit. Faptul că avem un lot foarte bun, faptul că cei care stau pe bancă și intră, joacă foarte bine, mă face să fiu mândru și să văd că toți jucătorii, chiar și cei care nu intră în momentul clar, se antrenează foarte bine în momentul când au prilejul, joacă și mai și marchează. Faptul că Piovacari marchează atât, nu joacă foarte mult sau comparativ cu turul de campionat, pune un pic pe gândul conducerea în a încerca să-l păstreze, nu știu, din punct de vedere financiar știu că poate fi un efort. Nu știu, deocamdată ne bucurăm de golurile lui. În vară, când o să expirem pământul și când vom termina campionatul, bineînțeles și sper să ajungem și până la Cupelonii, o să analizăm și o să luăm cea mai bună decizie pentru viitorul echipei noastre. Dar în cazul în care nu se întâmplă, va pleca, v-ar părea rău, totuși a marcat, e ne-a pe locul 3. Ne-a părut rău când a plecat și Adirocea, ne-a părut rău când a plecat și Laur Lusescu. Asta este. De asta suntem angajați, să-i facem pe jucători să joace bine, iar cei care o fac foarte bine, să plece mai departe. Star putea să mai trimită un jucător în Turcia, în Sărbătoria Traps, mai bine să-l vadă și pe Tanase după ce același club l-a cumpărat pe Bobcean. Foarte bine. M-aș bucura foarte mult pentru asta. E și rândul lui să plece după atâția ani în Ghencea? Probabil, nu știu. Acest lucru îl hotărăsc cei din conducere, partea unei echipe. Dacă va fi o ofertă convenabilă pentru club și pentru jucător, probabil o să plece și el, așa cum am făcut-o și azi. Poate și cu această victorie este și mai sigur acum de campionat? Nu. Mai sunt multe meciuri de jucat. Trebuie să continuăm. Trebuie să ne câștigăm în următoarele meci. Toți adversarii vă văd deja campioni, inclusiv cei de astăzi, inclusiv rivalii. Mai puțin asta. Eu nu sunt de acord cu acest lucru. Atâta timp cât mai este posibil și cei de la Astra sau cei de la Petrolul au șanse matematice să ajungă pe locul lui întâi, trebuie să fim concentrați, trebuie să jucăm la fel cum am făcut în seara aceasta, și să ne câștigăm fiecare partid. Dar cei de la Astra, de ce mai speră la titlu? Că stau... Nu întrebați de cei de la Astra, vă rog. Nu, adică stau are... Nu comentez are victorii bandă pe bani. Și așa trebuie să fie. Am spus atâta timp cât Steaua câștigă și avem acest avantaj, probabil că o să ieșim campioni. Dar, deocamdată, nu suntem campioni. Cheșerul astăzi a fost titular și a părut un pic dezamăgit la schimbare. Era dezamăgit că n-a marcat sau că a fost schimbat rapid? Ați apucat să vă urmiți cu el? Nu. Și nu e important. Sper eu să fie dezamăgit că nu a marcat. Pentru că alte motive n-are. O zi importantă în viața și în cariera lui Cristi Chivu, astăzi a anunțat că pune ghetele în cui. Este păcat. Este unul dintre cei mai mari fotbaliști din ultimii ani, care a avut fotbal românesc. Probabil că datorită accidentărilor, a hotărât să ia această decizie. Sunt sigur că va rămâne în fotbal, sunt sigur că va ajuta fotbalul românesc așa cum poate. Un fotbalist foarte mare, îi doresc succes în ceea ce vrea să facă mai mult.
Crezi că va accepta să lucreze în cadrul federației așa cum se vehiculează? Nu știu, mă întrebați pe mine ceea ce nu pot să vă răspund. Trebuie să-l întrebați pe Cristi. A zis președintele federației, a fost foarte dezamăgit de arbitrajul de la Dinamo Petrolul. Și spunea că va trebui să ia măsuri împotriva arbitrajului. Dumneavoastră, ce părere aveți? Poate v-ați uitat la mine, sunt convins. Am uitat la meci, dar ce vreți să vă răspund? Foarte bine că președintele Federației Române de Fotbal a fost la meci, a văzut meciul, va lua decizii și cu siguranță aceste decizii sau ce vor trebui să facă să fie în folosul fotbalului românesc. Mai multe nu discut pentru că nu discut nici măcar de arbitrajul echipei noastre. Nu cred că este problema mea. Noastră ați fost în vizită la Gigi Becali și v-a rugat să mai rămâneți un an. Cred că sunteți, nu ați fost bine informați, ca să nu folosesc altul. Nu am crezut. Vorbesc cu patronul echipei aproape în fiecare zi. Cum ți s-a... În situația care există după ultimul eveniment, adică te simți într-un fel singur? Este păcat. Pentru mine a fost o lovitură faptul că în vară a trebuit să rămânem fără patron, în iarnă a trebuit să rămânem fără mine. Sunt doi oameni la care țin foarte mult. Sunt doi oameni cu care am reușit să facem, să avem performanțe. Este păcat, dar noi trebuie să încercăm să ducem mai departe ceea ce am început. Și va juca foarte mult să nu mai apres cu asemenea știri. Reghe primește 100.000 de la Mercedes. Reghe face nu știu ce. Nu primesc nimic și a spus colegului noastră că nu pot să vorbesc despre contractele mele personale. Același lucru vă rog să nu mai ieșiți cu știri. Am fost la patru echipe, am făcut asta, Reghe pleacă. Reghe nu pleacă, nu pleacă. Reghe are contract cu Steaua încă un an în vară. Da? Deci mai avem foarte multe de lucruri de realizat. Vă rog să, în momentul când aveți o știre sau aveți o informație, puteți să mă sunați așa cum faceți de fiecare. Să presupunem că vine o ofertă din vară după ce se termină campionatul. Poate din Germania, acolo unde sunt convinsă că ați vrea să și antrenați. Nu, eu vreau să antrenez Steaua. Eu antrenez cea mai bună echipă din fotbal românesc. Sunt foarte puține echipe care se pot ridica la nivelul echipei Steaua. Sunt foarte fericit, sunt mândru că reușesc să am asemenea performanțe cu această echipă. Ce va fi din vară vom vedea, dar este sigur că Laurențiu Reghe cam mare contract în comandă cu Steaua. Am văzut că după gol pe Piovacari a afișat un tricou cu un mesaj pentru domnul Stoica. Și băieții simt lipsa lui, sunt afectați. Eu simt lipsa, vă dați seama că și jucătorii simt același lucru. Este normal. A fost un membru important al acestei echipe. Fiecare jucător, în momentul când marchează, vrea să facă un anumit gest. Siguranță toți îi simt lipsa. Cum ați trăit momentul când ați văzut că pe Facebook s-a făcut o pagină oficială în care lumea vă vrea antrenor la Națională? E foarte bine. Nu pot să împiedic un om să facă un asemenea lucru. Sunt mândru că oamenii se gândesc la mine. Dar, repet, nu mă interesează echipa Națională. Va fi aceea o provocare mare să antrenați și Națională? Sau? Pentru mine va fi un lucru normal și v-am spus-o de foarte multe ori că pot să fac acest lucru în paralel cu echipa asta. Dar în momentul de față sunt fericit, mă simt bine, au cântat fanii noștri. Avem lucruri de realizat la echipă și trebuie să fim concentrați pentru următoarele legi. Tot mai multă lume își dă cu părerea vis-a-vis de să spune așa dialogul la distanță între tine și selecționul. În ultima a fost de nervi, dar probabil ai citit ceea ce a fost. Se pare normal să apară lume care să-și dea tot timpul? Normal. Fiecare om are dreptul să spună ce gurește. De părerea Dorinel Muntean. Am citit cu atenție, dar n-am ce să răspund. Cum ți s-a purtat echipa Botoșanului? Ai mai remarcat pe cineva? Nu. N-am pe cine să remarc. Pentru că jucătorul care a avut o prestație foarte bună în ultima perioadă s-a chinuit să ia cartonaș galben la ultimul meci. Dar lucrul acesta cu care vin conducătorii acestor echipe care le doresc înainte de meci... La cine te referi? La Vajvari? Exact. Vin în Kencia să câștige puncte și fac tot fel de declarații, iar după meci
Spun că ar fi fost alta situație dacă aveau tot lotul la dispoziție. Nu i-a obligat nimeni să nu vină cu cea din echipă. Ei s-au chinuit pe la ultimul meci să forțeze să-și ia cartonașa. Mă deranjează acest lucru, pentru că nu e fair play. Deci dacă au vrut să facă acest lucru, ar trebui să nu mai comenteze după meci. Încercați încet să vă creionați o idee pentru din vară să transferați jucători sau e prea devreme? Deocamdată nu am realizat nimic. Trebuie să încercați cu aceste întrebări. Deocamdată nu am câștigat nici campionatul, nu am câștigat, n-am ajuns nici în finala Cupei României. Mai avem foarte multe lucruri de făcut. Nu mă interesează niciun jucător, nu vreau să transfer pe nimeni. Mă interesează ca echipa noastră să joace din ce în ce mai bine și să fie sănătoși cu toți. Chiar dacă, să spun așa, nu ești în finala Cupei, un avantaj după mașa turi, au schimbat data, se va juca pe 23 mai, o săptămână mai devreme. Ca program, nu știu.